Alo, bună dimineața. M-am sculat cu pofte de-astea. De fructe, cireșe, piersici și pepene. Ce vreau să vă spun, apropozito de fructe. Fructele sunt foarte importante pentru corpul nostru și pentru sănătatea noastră. Dar au o mare problemă fructele. Dacă am putea să trăim mai de fructe, ar fi super bombă. Dar, din păcate, dacă mâncăm prea multe fructe, ne se ridică insulina și așa, ea se ridică oricum, abia cum punem ceva dulce sau ceva carbohidrați în gură. Ridicându-se insulina, asta ce face? Transformă glucoziu, fructoziu, ce e zahăr în fructe, în energie. Deci noi suntem mai energici. Dar în momentul în care noi mâncăm mai mult și avem prea mult depozit de energie, nu? Insulina aia a transformat zahărul ăsta și glucozul în... Așa că fructe, ok, puteți să mâncați, dar fără să exagerați, pentru că se transformă pur și simplu în grăsime. Ok? Eu că m-am sculat așa cu pofta asta de fructe din dimineața asta, dar asta nu este un mic dejun corect, să mâncați numai fructe. Dimineața corpul nostru are nevoie să se regenereze. Nu să se regenereze, să se reîncarce, pentru că toată noaptea ce a făcut? A lucrat. A reînnoit celulele, a lucrat acolo la corpul, a făcut treaba lui. Că corpul nostru lucrează și când dormim. Și noi dimineața ce trebuie să facem? Să-i dăm tot ce are nevoie. Adică ce? Proteine. De unde luăm proteine dimineața? De la ou. De la albuș de ou. Evitați gălbenușul dacă se poate. Unul e ok. Pentru că are grăsimi multe, are colesterol, de alea, el acolo și se lipește de arteriile noastre și nu mai trece sângele. Și ce se întâmplă când nu mai trecem, când mâncăm prea multe grăsimi animale și mai și fumăm și mai și ne stresăm și așa? Arteriile noastre se micșorează gaura aia pe unde trece sângele. Și ce se întâmplă? Ce să se întâmplă? Se întâmplă că se strică motorașul ca la o mașină, frate. Dacă ai un gunoi în benzină, se blochează acolo treaba. Așa și la corpul nostru. Dacă noi mâncăm prea multe chestii care nu lasă sângele să circule așa cum a circulat mereu, așa cum trebuie să circule, pereții ăștia de la arterii se micșorează și sângele trece greu. Asta duce la boli de inimă, deci infarcturi, ictus. Și eu nu cred că e frumos. Așa că trebuie să învățăm. Eu nu zic niciodată că nu trebuie să mâncați o brioșă dimineața sau eu știu ce, să mai mănâncă pe aici, pe la noi, de exemplu, să mănâncă cornetto la bar. Eu nu zic asta, dar eu zic că cornul ăla în el are unt, grăsime animală, aia care v-am spus că se lipește pe arteriile noastre și nu mai lasă sângele să treacă. Are ou, are un zahăr, tot ceea ce e nociv corpului nostru. Deci nimeni nu zice să nu mâncați, dar mai rar, mai subțire, așa, ca băieți. Că băieții deștepți și fetele deștepte au un echilibru în tot ceea ce fac. Deci, așa cum am spus, proteine de la albușul de ou, de la lapte, de la lucruri care nu vă fac atât de rău, de la shaker-uri, de alea cu proteine în ele, pentru că sunt studiate să nu vă facă rău, să vă facă bine. Avem nevoie de vitamine de la fructe, fără să exagere că v-am spus că ne îngrășăm. Avem nevoie de carbohidrați care îi luăm de la tot ceea ce este făina, dar preferați cea nerafinată, adică nu albă. Încercați alte făini, pentru că alea rafinate, corpul nostru nu reușește să le digere așa cum
trebuie și rămâne mai mult corp, mai mult timp în corpul nostru și să aranjează acolo unde nu trebuie. O zi frumoasă, să vedem ce mai mâncăm și pe la prânz. Vă pup și fiți cu minți, echilibru, frate, echilibru. Vă pup și fiți cu minți, echilibru, frate, echilibru. Asta este prânzulețul meu, salată cu piept de curcan, ca prosciutto coptă, așa, ca șuncă presată, dar fără grăsimi. Sper că apreciați ideile mele. Vedeți, e făcut așa, ca șunca presată, dar e piept de curcan făcut arost, îi spune, nu știu să vă explic, mai afumat un pic așa. Și ne vedem mai târziu. Vă pupă, Gianni! Oameni frumoși, închid clipulețul cu minunăția asta de mare și de apus de soare. Sper că clipulețul v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, să mă urmăriți pe Instagram și pe YouTube Dieta Janina Ro, pe Instagram Dieta Janina România, pe YouTube. Și ne vedem la următorul video. Cine vrea să fie urmărit de mine în Dieta Janina, găsiți aici jos. Bine, i-a găsit pe ăștia, a vorbit în față la apusul ăsta de soare minunat, dar asta este. Că eu așa vin mereu aici, că îmi place la nebunie lângă casă la mine. Dar uite, i-a găsit pe ăștia, vorbă de aici. Cine vrea să fie urmărit de mine în Dieta Janina, găsiți aici jos emailul sau scrieți-mi în direct pe Instagram. Vă pup!